să vă duc pas cu pas prin călătoria mea și să înțelegeți prin ce am trecut eu și prin ce trec și alte fete și femei. Salut, sunt Lexi, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Dragă Lexi, în zilele care urmează o să mergi la un control endocrinologic. Știu, te-ai săturat de atâtea investigații, însă speri să vezi lumina de la capătul tunelului. Medicul de la Ecepar-Hon o să te trimită la privat. Și acolo o să afli ceva teribil. Tu simți asta. Simți că ceva e în neregulă cu tine pentru că la 19 ani nu ai menstruație. Ai să pleci curajoasă de acasă și deși toți porii tăi îți vor striga că nu vei fi ok, nu vei vrea să asculți. Tu rămâi optimistă, cum mereu ai fost. După ecografia 3D, doamna doctor îți va spune cu nonșalanță că ai sindromul MRKH, iar tu o vei ruga să-ți spună pe limba ta ce înseamnă. Cuvintele vor cutremura locul în care te afli. Înseamnă că nu ai uter, nu vei putea avea copii. Cuvintele astea te vor dărâma. Universul tău se va prăbuși, viitorul pe care ți-l închipuiai se va nărui. Vei ieși din cabinet cu lacrimi și roaie și vei simți că nu poți respira. Și cu toate astea, nu vei leșina așa cum simți. Draga mea dragă, dacă aș putea veni din viitor să te îmbrățișez în nopțile în care te simți singură și neînțeleasă. Dar vei renaște din propria cenușă, pentru că depresia te va pune la pământ, îți vei da pumni în burtă și vei avea cele mai negre gânduri. Oricum îți va fi acum, tu rămâi puternică și îți vei lua viața în mâini, iar în viitor te vei căsători și vei trăi cea mai frumoasă poveste de dragoste. Îl vei găsi pe el, așa cum ți l-ai imaginat dintotdeauna. Vei înțelege că totul se întâmplă cu un scop și că vei ajunge să fii recunoscătoare pentru experiența asta. Pentru că nu te definește, dar te face mai puternică, mai bună și înțelegătoare. Deși îți vei urî viața, vei găsi fericirea, lumina și iubirea. Te iubesc nespus de mult, Lexi, cea de la 28 de ani. Aceasta este o confesiune și totodată deschid subiectul și vorbesc despre infertilitate. Pentru că în urmă cu aproape 10 ani am aflat de acest sindrom pe care una din 5.000 de femei îl au. Mi-a fost foarte greu, am fost în depresie și cred că sunt foarte multe fete și femei în România, în Republica Moldova, pentru că ele vor înțelege limba română, dar vă spun cu siguranță că sunt foarte multe fete și femei la nivel mondial care s-au născut cu această condiție și țin în mine acest lucru de peste 9 ani, aproape 10 ani și îmi doream dintotdeauna să fac ceva în sensul ăsta și sincer, când am avut ideea asta de vlog, am avut-o pentru că îmi doream să vorbesc despre sindrom și pentru că îmi doream și încă îmi doresc să ajut fete și femei cu această condiție care probabil se simt singure, așa cum mă simțeam și eu când am aflat. Este o scrisoare pe care, după cum vedeți, aici era planul de vlog și este o scrisoare pe niște foi. O scrisoare pe care am scris-o, cred că anul trecut, dacă nu mă înșel, în 2018 și am ținut-o acolo pentru când va fi să fie și probabil că acum este momentul, deși, credeți-mă, îmi tremură stomacul de emoție și de frică și de pentru că nu știu ce se va întâmpla cu acest clip și la cine va ajunge și cu familia mea nu am vorbit că voi face acest lucru. Soțul meu știe că la un moment dat voi face acest lucru și voi vorbi despre asta. Simt din tot sufletul meu să o fac și să vorbesc despre ea și să aduc acest awareness, să aduc subiectul în fața oamenilor pentru că
Sunt sigură că fetele și femeile care știu sau poate care nu știu și se gândesc de ce nu pot avea copii sau de ce nu au o menstruație, sunt arătate cu degetul, nu pot avea o relație și multe, multe alte lucruri. Nu am un plan anume despre cum să vorbesc despre acest sindrom, dar m-am gândit să încep cu această scrisoare pe care am scris-o, așa cum am zis, în urmă cu un an. Ce pot să vă fac este să vă duc pas cu pas prin călătoria mea și să înțelegeți prin ce am trecut eu și prin ce trec și alte fete și femei. Și vă rog din tot sufletul meu, dacă știți pe cineva care suferă sau s-a născut cu această condiție, MRKH, sau o femeie, o fată care nu poate avea copii, să o sprijiniți, să nu-i amintiți despre lucrul ăsta și să vă comportați cu ea ca cu o fată, cu o femeie normală, pentru că este un subiect foarte, foarte, foarte delicat. Da. Bun. Să începem. Cred că aveam undeva la 13-14 ani când tot mergeam pe la medicul de familie pentru că nu aveam menstruație și ceva nu era în regulă. Însă pentru că bunica și mama și din familie, toată lumea, toate femeile au avut mai târziu acest stop, cum se zice, o să-i spun menstruație pentru că așa bănuiesc că e cel mai corect. Doctorul a crezut că așa va fi și la mine, va veni mai târziu pentru că așa s-a întâmplat și în familia mea. Anii au trecut, undeva pe la aproape 18 ani, cred că aveam 17 jumate, nu mai știu exact, pentru că s-a întâmplat de mult, dar da, medicii mi-au făcut tot soiul de analize, de ecografii, tot nu-și puteau da seama despre ce e vorba sau, mă rog, probabil se părea ciudat. Mi-au dat tot felul de hormoni să iau timp de 3 luni, hormoni care în niciun caz nu mi-au făcut bine. Aveam probleme și cu tiroida, mi s-a dat Eutirox, cred că asta se recomandă la toată lumea pentru tiroidă, pentru glanda tiroidă, Eutirox, de la care mi era rău și, mă rog, într-un final am ajuns la Iceparhon, în București, unde mi s-au făcut iar o serie de analize, mi s-a făcut și un test ADN, din câte mi-amintesc, și nici acolo nu mi s-a dat de cap, ca să zic așa, și am fost trimisă la privat, unde acea doctoră, căreia nu mai știu, nu mi-amintesc numele complet, mi-a spus că nu vede nimic, că e un gol și foarte nonșalant, nu poți să ai copii, adică așa. Și eram singură la medic, mama n-a putut să vină, prietenele mele erau la muncă, la școală și așa mai departe. Însă a fost un moment foarte, foarte dificil pentru mine, a fost o lovitură. M-au podit lacrimile, nu mai mi-amintesc cum am ajuns la recepție să plătesc, să mă întorc, să iau ecografia și așa mai departe. Cert e că mi-amintesc că pe drumul spre prietena mea cea mai bună, mama m-a sunat sau am sunat-o pe mama, nu mai știu exact. Nu puteam descrie ce am pentru că plângeam foarte, foarte tare. Într-un final am reușit să-i spun și mamei. Bineînțeles că mama n-a știut, nici eu n-aș ști cum să reacționez într-o astfel de situație, mai ales că e neîntâlnită. Nu este atât de rară, dar este rară. Da, și în fine, nu există un tratament anume și ca să vă explic ce înseamnă acest MRKH, acest sindrom, așa cum spuneam, una din 5.000 de fete se nasc cu el, este o condiție care începe din uterul mamei, adică de când ești un embrion. Sunt modificate genetic anumite părți ale corpului și hormonal și așa mai departe. Nu sunt un medic să vă dau atât de multe și precise informații. Da, și ce voiam să zic? Sunt atât de multe lucruri de zis.
Dumnezeule, dar o să le luăm pe rând. Bun. Le spuneam că una din 5.000 de fete au această condiție. Unele dintre noi nu avem uter și cervix. Cred că așa se numește și în limba română, sper. Mă iertați dacă fac vreo greșeală. Altele nu au nici uter și nici vagin și atunci nu pot avea o viață sexuală normală și trebuie să se opereze și așa mai departe. Este, așa cum am zis, destul de greu să vorbesc despre această condiție pentru că este destul de intimă și de un subiect atât de sensibil, însă văd că în România nu se vorbește atât de mult despre infertilitate și despre acest sindrom și calculați cam câte milioane de femei sunt în România, împărțit la 5.000 și vedeți exact cât numărul de femei care pot avea acest sindrom în România. Deci este un număr destul de semnificativ. Bun. După ce am aflat la privat despre ce este vorba, am intrat în depresie. Părinții, familia, sora mea, toate cunoștințele mele, mă rog, apropo, piații, pentru că vă închipuiți că nu toată lumea știa și mulți dintre voi, prieteni și cunoștințe, veți afla acum. Da, cei apropiați erau alături de mine, însă pentru mine era egal cu zero. Nu mai vedeam de ce să trăiesc. Îmi dădeam pumni în burtă, la modul pumni în burtă. Nu știu, mă închideam în mine, închideam telefonul, stăteam foarte mult în casă, și am avut o perioadă în care pur și simplu nu mâncam, cred că beam doar apă sau mâncam foarte puțin. Cert este că mergeam pe pereți la baie pentru că nu aveam energie, nu aveam nutrienți în organism, nu aveam nimic. Da, m-am gândit să-mi iau și viața. M-am gândit și la lucrul ăsta. Pentru că atunci când treci printr-un șoc atât de puternic, nu știi cum să reacționezi. Și nu știi ce să faci și nu știu. Cert este că, nu știu, Dumnezeu sau există o putere în mine, la un moment dat m-am săturat de această depresie și de plânse și de pumni în burtă și de nemâncat și de nesomn și așa mai departe și am zis că ori e așa, ori e așa și când mă zic asta mă refer ori la revedere viață, ori mă ridic din pat și fac ceva cu viața mea pentru că nu avea sens, adică eu stăteam numai în pat și nu puteam face nimic, nu puteam, mă gândeam tot timpul la lucrul ăsta și îmi veneau cuvintele doctorului în cap, doamnei doctor, pe repeat, așa, se repetau, se repetau, se repetau și am spiralat și mi-am amintit și de trecut și de multe, multe, multe lucruri și ăla a fost punctul în care, nu știu cum să spun, viața mea e înainte de și după. Pentru că eram o tipă foarte optimistă și plină de viață și credeam în Dumnezeu și în biserică și în oameni și în bunătate și în absolut tot. Dar ăla a fost un moment în care cumva tot eu am rămas, dar a fost un moment în care am început să port o mască pentru că nu poți să treci peste o depresie atât de simplu și eram optimistă și râdeam și poate mulți dintre voi care mă știți aveți impresia că așa sunt eu, dar în spatele optimismului și al zâmbetului era o fată tristă, o fată depresivă, care atunci când ajungea acasă între cei patru pereți se gândea iar și iar la această condiție. În fine, timpul se spune că le vindecă pe toate. Nu pot să spun că sunt vindecată 100%, însă am învățat să trăiesc cu gândul că nu voi putea avea copiii mei natural, dar voi putea evident să adopt.
Da, este un subiect destul de sensibil și la început când auzeam că o colegă din generală sau din liceu s-a căsătorit și are copii și mă bucuram, adică sincer mă bucuram, însă mă și întrista pentru că evident mă gândeam la mine și la situația mea și că eu nu voi putea avea copilul meu natural, să-l văd cum crește în burtă și să mă bucur de tot procesul ăsta de 9 luni. Și așa mai departe. Da, cred că voi face mai multe episoade și vă voi povesti mai multe lucruri despre acest sindrom. Dacă sunteți interesați, interesate sau știți, cunoașteți pe cineva sau poate chiar voi aveți acest sindrom, vă rog să îmi trimiteți e-mail. Deci dacă aveți acest sindrom, trimiteți-mi un e-mail pentru că eu am făcut un grup pentru românce și moldovence în limba română, pentru că nu exista niciun grup de genul ăsta pe Facebook și nu pot să vă dau numele sau acces tuturor, vă dați seama, însă fetelor și femeilor care au acest sindrom, le dau voie în grup pentru că este, așa cum am zis, un subiect sensibil. Și este clar numai pentru fetele și femeile cu acest sindrom care au nevoie de suport, așa cum putem. Nu sunt un psiholog, nu sunt un doctor, însă am trecut prin lucrul ăsta și mai sunt câteva fete și femei acolo care au trecut prin aceeași poveste cumva, deși suntem diferite, dar te putem ajuta cu sfaturi și putem să fim acolo pentru tine și poți discuta cu noi. Da, nu știu ce să mai spun. Atât pentru astăzi. Credeți-mă, îmi tremură stomacul de emoții. Vă rog din tot sufletul să distribuiți clipul ăsta pentru că femeile care suferă de infertilitate și care au condiția asta, MR ca aici, au nevoie să audă că nu sunt singure. Pentru că eu am crezut că sunt singură și nu aveam grupuri și nu aveam această legătură cu fetele și femeile care aveau aceeași condiție ca și mine. Și probabil încă sunt multe care nu știu că există un grup sau... Bun, atât am avut de zis, îmi pare rău dacă nu pot fi foarte coerentă, însă pentru mine faptul că am deschis gura și filmez acest clip, oh, Dumnezeule, înseamnă extraordinar de mult, extraordinar de mult, pentru că îmi doream să fac lucrul ăsta de foarte, foarte, foarte mult timp, însă m-a oprit mintea mea și da, îmi doresc din tot sufletul ca acest clip și următoarele clipuri care vor fi dedicate acestui sindrom să ajungă la fetele și femeile care au nevoie să audă că nu sunt singure. Și îmi doresc din tot sufletul ca și alți oameni să înțeleagă că printre noi sunt și alți oameni care în spatele a ceea ce vedem vizual există mai mult. Există mai mult, mai multă poveste dincolo de înfățișare. Mulțumesc din nou. Să aveți o zi minunată.